Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video aici la fermă. Astăzi mergem la recoltat de floarea soarelui. Avem un coleg acolo în câmp care deja e cu combina. Eu astăzi lucrez pe John Deere și am și remorcile cu mine. Mă duc în câmp la transport. Da, am terminat până la urmă cu rapița. Ceea ce e bine. A durat ceva și acolo. Na, cu păiasă în general am terminat-o. Acum mai avem porumb și floarea soarelui. Cred că avem un hectar de fiecare, dacă nu mă înșel. Am luat John Deere-ul că asta n-are rost să mai iau pendul, având în vedere că nu avem un teren foarte mare și am luat remorcele astea mici. Am pus pe John Deere. Pendul și așa era prea mare remorca aia. E cam greu să mă încadrez cu ea pe stradă. Mai ales că ca să ajung la teren, la terenul ăsta cu floarea soarelui, trebuie să merg pe la stradă. Nu pot să merg pe câmp. Da, ăsta e porumbul nostru. Avem, nu știu, să zicem 2 hectare și 14 prăjini, cam așa. Și avem un potențial de 6 tone, 0,07 la hectar. Și aici, deci, scoatem vreo, cât să zic, dacă avem 2 hectare, scoatem vreo 12 tone sau aproape 14, că avem 6,07 și avem 2 hectare 14, da, deci aproape 15 tone. Avem pe colegul aici care s-a apucat de floarea soarelui. E pe capăt acolo cu pendul, combina. Hai să trag și tractorul pe aici ca să nu încurc circulația. Da, nu știu cât s-a umplut bunkerul. Ia da să văd ce zice colegul prin stație. Colegul, cât ai în bunker? Colegul, 3 tone, 300. A, 3 tone. Ăsta are bunker de 12 tone jumate, parcă. Da, o băieți, am urcat și eu pe combină. Și e Silviu pe tractor acolo. Văd că până acum avem 6 tone 900. Da, cred că scoatem în jur de, nu știu, 10 tone maxim de floarea soarelui. Nu o să avem cine știe ce producție de aici. E un teren mic. De asta, anul ăsta poate scăpăm de terenurile astea mici și luăm terenuri mai mari. Și alea chiar merită investiția. Am lăsat-o în rând acolo, aparent. Da, sincer, când vine vorba de porumb și de floarea soarelui, nu prea am așa mare experiență la recoltat, la păia se mai merge, nu știu, e mult mai ușor. Atât. Ia zi, colegul, ce faci? Te duc în fermă sau mergem și în restul, și mergem acum? Du ăsta în fermă, ăsta, cum zice, floarea soarelui și... Să las remorca din spate la teren ca să... Da, da, da. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de la Recoltat. Sunt la Recoltat de porumb. Am 11 tone, 12 aproape. Aștept să vină colegul să descărcăm. Colegul, pe unde ești, colegul? Acum.
Stai așa că nu prea s-a auzit, s-a întrerupt. Acum am agățat remorca și vin. Ok. Da, eu aștept să descărcăm. Am făcut 12 tone jumate. Da, am scos aproape pe jumătate de teren 12 tone jumate, ceea ce e destul de bine. Acum vine și colegul să descărcăm. El e pe John Deere. Perfect, ai ajuns la fix. La fix ai ajuns. Da, ia să sunt curat, Uite, am făcut aproape o tonă. Bă, văd că aici pe capăt avem cea mai bună producție. Adică, uite, am făcut 200 de litri foarte rapid. Pe margine, în partea aia, foarte puțin. Aici văd că pe capăt, nu știu, ne încărcăm foarte rapid. După cum am zis, e un teren destul de bun. E măricel, nu chiar mare. E un teren bun de plantat porumb, doar că nu porumb pentru cules, ci porumb pentru siloz. Să facem siloz și probabil că pentru asta o să-l folosim în campania următoare pentru a face siloz. Pentru că, da, e un teren mare, dar nu destul de mare. Colegul să pregătești tractorul când mă întorc să descărcăm. Hai că dacă e, descărcăm din mers. Gata, gata, stai pe loc. Stai că am pus un pic pe spate. Mai dai, mai dai, mai dai. Da, bă, băieți, cam atât cu videoul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și ne vedem data viitoare. La revedere!